Bună ziua, dragilor, sunt Marian și în acest tutorial am să vă explic cum puteți realiza o resursă digitală de tip tabel cu ordonare folosind platforma Learning Apps. Pasul 1 este să accesați meniul Alcătuiește exercițiu. Din interfața ce se deschide, va trebui să vă identificați și să folosiți instrumentul necesar pentru realizarea aplicației voastre. În situația aceasta, veți folosi instrumentul tabel cu ordonare. Se va deschide o fereastră cu cel puțin trei exemple de astfel de resurse. Dacă nu ați folosit acest instrument până acum, eu vă sfătuiesc să accesați cel puțin unul dintre aceste exemple pentru a vedea cum se prezintă resursa și totodată cum se rezolvă din perspectiva elevului. Treceți la pasul următor, alcătuiește exercițiu nou. În primul rând, va trebui să dați un titlu resursei voastre. Eu am să mă axez pe o lecție de comunicare de limba și literatura română, la clasa 3-a, părți de vorbire. La cerință, va trebui să construiți o cerință cât mai simplă și cât mai ușor de înțeles de către elevi. Trage fiecare etichetă la partea de vorbire corespunzătoare. În pasul următor, va trebui să construiți capul acestui tabel. În situația noastră, eu am să folosesc cele patru părți de vorbire pe care elevul le învață la clasa 3-a: substantiv, adjectiv, pronume, verb. Deci voi folosi decât 1, 2, 3, primele patru coloane. Atenție că puteți să folosiți la capul de tabel și text și imagine, și text la audio, despre care am mai vorbit la un moment dat, dar și audio și video. Dar audio și video numai dacă aveți materialul audio sau video încărcat pe YouTube sau aveți un link către un material de pe YouTube. Eu am să folosesc text. Primul din capul meu de tabel va fi substantivul. Am să-l copiez pentru că o să mai repede. Substantivul. Al doilea va fi adjectivul. Adjectiv. Al treilea va fi pronumele. Pronume. Și al patrulea va fi verbul. Și în felul acesta ne-am construit capul de tabel. Coloana 5 nu mai am nimic de pus, am să o las liberă. Oricum, ea nu o să apară în tabelul pe care îl voi construi. Mai departe, în pasul următor, mare atenție, trebuie să folosim opțiunea Adaugă alt element. Și aici, la Adaugă alt element, vedeți că aveți coloana 1, coloana 2, coloana 3, coloana 4. Până aici merg. La substantiv, ce element o să-i dau eu elevului ca să fie pe eticheta respectivă pentru a-l trage în dreptul substantivului? Păi să spunem carte. La coloana a doua, ce am? La coloana a doua am adjectivul. Voi trece un adjectiv. Alt. La coloana a treia, ce am la coloana a treia? Pronumele. Deci voi trece un pronume. Ei. Iar la coloana a 4, ce avem? Citește. Verbul. Și am să scriu citește. Coloana 5 o luat liberă pentru că am construit decât 4 coloane. Deci, efectiv, aceste cuvinte, carte, alb, ei, citește, o să apară, o să vedeți puțin mai târziu, pe o bară orizontală, sub forma unor etichete și ei vor trebui să tragă aceste cuvinte în dreptul fiecărei, în dreptul coloanei potrivite. Dar eu am mai multe cuvinte pe care le adaug pe acele etichete. Merg la pasul următor. Adaugă alt element. La coloana întâi. Ce era? Substantivul. Voi scrie un alt substantiv. Fată. La coloana a doua. Ce aveam? Adjectivul. Voi scrie un alt adjectiv. Mare. La coloana a treia era pronumele.
am să scriu un alt pronume. Noi. Și la coloana a patra era verbul, am să scriu un alt cuvânt care este verb. Doarme. Coloana 5 rămâne liberă. Adaug un alt element. La coloana 1 era substantivul. Am să scriu un alt substantiv și anume ploaie. La coloana a doua era adjectivul. Am să scriu înalt. La coloana a treia era pronumele. Am să scriu tu. Și la coloana a patru era verbul. Am să scriu un alt cuvânt care este un verb și anume a largă. Și în felul acesta putem, dacă dorim să mai adăugăm cuvinte pe etichetele pe care elevii vor trebui să le tragă în dreptul părții de vorbire, putem să adăugăm în continuare câte cuvinte dorim noi. Mai departe, mare atenție aici, pentru a realiza tabelul așa cum ni dorim noi, este indicat să aveți bifate primele două opțiuni. Elementele aparțin împreună ca rândul, specifică primul rând cap de tabel. Primul rând care este acesta. Coloana 1, coloana 2, coloana 3, coloana 4 vor fi cap de tabel. Mare atenție, nu bifați în continuare, că dacă veți bifa în continuare una sau mai multe dintre aceste opțiuni, aceste cuvinte nu vor mai apărea pe eticheta de sus, ca etichete pe banda de sus, ci efectiv or să apară în tabel. Am să vă demonstrez imediat. La feedback, putem să lăsăm feedback-ul oferit de platformă sau putem să punem un alt feedback. Și la asistență puteți să vă le scrieți copiilor câteva elemente de ajutor dacă nu se descurcă. Eu am să pun aici. Poți să folosești manualul sau prezentarea despre părțile de vorbire. După care, pasul următor, lansează și previzualizează. Cerința, trage fiecare etichetă la parte de vorbire corespunzătoare, substantiv, adjectiv, această săgeată o să dispară în momentul în care începem să tragem etichetele, pronume și verb, iar aici, efectiv, sunt cuvintele, unde sunt locurile unde trebuie să trageți etichetele. Aleargă, îl tragem la verb. Tu. Îl tragem la pronume. Înalt, îl tragem la adjectiv. Ploaie, la substantiv. Ei, la pronume. Carte, la substantiv. Al, la adjectiv. Citește, la verb. Fată, la substantiv. Mare, la adjectiv. Noi, la pronume. Și doarme, la verb. Verificăm. Super, ai găsit soluția corectă. Mare atenție! Dacă am să bifez una dintre aceste opțiuni, să vedem ce se întâmplă. Vedeți că la substantiv ne apar cuvintele care ar fi trebuit să fie în bara de sus. Ne întoarcem, debifăm, o bifăm pe a doua opțiune. Lansează și previzualizează. Observați că acele cuvinte care ar fi trebuit să fie la adjectiv deja apar în tabel. Ori nu asta ne interesează. Deci mare atenție la folosirea acestor opțiuni. Dacă am revenit, vedem că toate cuvintele sunt trecute pe etichetele din bara de sus. După care, pasul următor este salvează exercițiul, copiem linkul, îl trimitem prin orice modalitate elevilor pentru a putea să-l acceseze, să rezolve sarcina respectivă sau le dăm codul QR. Vă salută cu drag, Marian!